Bună ziua, dragele! Sunt Gabriel Vrânceanu și vă invit să urmăriți o competiție între opus, invers și modul. Fiți fără teamă, competitorii sunt bine antrenați și, foarte important, respectă regulile, deci jocul va fi caracterizat de fair play. Am ales imaginile alăturate, considerându-le sugestive pentru noțiunea de opus. În resursa asociată acestei lecții, vă invităm să completați semnificația pe care o au noțiunile de opus pentru fiecare imagine în parte. În gramatică, folosim antonimul pentru a desemna un cuvânt cu sens opus unui cuvânt dat. Noțiunea de opus o regăsim utilizată și în geografie, de exemplu, poli opuși, în fizică, sarcini opuse, în chimie, dar și în viața reală, de exemplu, într-o situație de conflict al ideilor, avem tabere opuse. În matematică, utilizăm noțiunea de opus în mai multe situații, precum opusul unui număr real sau întreg sau rațional sau irațional, pentru unghiuri opuse la vârf, puncte ale unui cerc diametral opuse și, de asemenea, întâlnim sensuri opuse pe axa numerelor reale. Acum, stând drept și judecând bine, și noțiunea de invers o regăsim, de exemplu, la sport. Avem mersul invers. De altfel, găsim sinonime ale termenului invers, precum de-andoaselea sau pe dos. În matematică folosim noțiunea invers pentru inversul unui număr care poate fi real, nenul, sau natural nenul, întreg nenul, rațional nenul sau irațional. Și de asemenea, întâlnim expresia mărimi invers proporționale. Aducem aminte faptul că, pentru ultima noțiune, cea de modul, în gramatică, avem diferite forme ale unui verb, forme verbale sau moduri. Astfel, pentru verbul a învăța, vom evidenția formele verbale personale pentru persoana a doua singular și cele impersonale. Să urmărim cu atenție tabelul din imagine. Cu siguranță, puteți asocia fiecarei forme verbale o propoziție sau o frază în care utilizarea formei să fie corectă. Aveți în vedere că am evidențiat pentru forma verbală nepersonală participiu faptul că, în momentul în care folosim cuvântul învățat, el poate fi cu diferite înțelesuri. Folosiți corect participiul în cadrul propoziției. Dacă în gramatică avem termenul mod, în matematică avem termenul modul, evident, semnificațiile fiind total diferite. Deși putem utiliza cele trei noțiuni matematice, cea de opus, cea de invers și cea de modul, în diferite contexte matematice, ne vom referi în continuare la utilizarea acestora în legătură cu numerele. Prin exemple, ne vom reaminti definițiile, caracterizările și legăturile dintre cele trei noțiuni. Pentru început, considerând numărul real x, ne amintim că opusul său se notează prin minus x și reprezintă acel număr real care a adunat x, are ca rezultat numărul 0 și atunci avem relația x plus minus x este egal cu minus x plus 0, iar dacă ne imaginăm punctele corespunzătoare celor două numere, numărul și opusul său pe axa numerelor reale,
înseamnă că găsim două poziții simetrice față de originea axei. Referitor la cea de-a doua noțiune, în condițiile în care de data aceasta x este un număr real, dar diferit de 0, prin inversul lui x înțelegem fie 1 pe x, fie x la minus 1, adică acel număr real nenul care înmulțit cu x are ca rezultat numărul 1. În ultimul caz, pentru noțiunea de modul, considerând iarăși orice număr real x, modulul acestui număr este fie numărul însuși, adică x, atunci când x ia valori mai mari sau egale cu 0, fie minus x dacă x este mai mic decât 0, adică atunci când numărul este negativ, modulul este egal cu opusul acestui număr. Am pregătit pentru voi un decalog de afirmații pentru care veți decide argumentat dacă reprezintă adevăr sau dacă reprezintă fals. Pentru aceasta, vă invit să folosiți resursa asociată în care să completați tipul afirmației. O lectură aprofundată a celor prezentate o puteți face astfel, accesând resursa asociată acestei lecții. Drag elev, îți mulțumesc pentru că ai pășit alături de mine în călătoria cunoașterii. Sunt Gabriel Vrânceanu și te aștept la următoarea destinație. Până atunci, spor în toate!